Potrivit reglementărilor legislative, angajatorul este obligat să plătească un impozit de 16% calculat la remunerația brută a zilierului. Suma cu care este plătit muncitorul pentru munca prestată trebuie să fie cuprinsă între 2 și 10 lei. Va exista un registru special unde fiecare va semna pentru banii primiți. Durata activității poate fi pentru cel puțin o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă și nu poate depăși 90 de zile pe an pentru fiecare beneficiar. Totodată, durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă.